Elevii Liceului Tehnologic Miron Nicolescu din Giurgiu au sărbătorit astăzi Ziua Unității de Învățământ, mai exact 32 de ani de la înființare. Orele de pregătire, atât din partea liceenilor cât și a profesorilor, s-au concretizat într-un spectacol deosebit, în care talentul, imaginația și emoția artistică s-au îmbinat perfect cu voia bună. În deschiderea manifestării, conducerea liceului a felicitat întregul colectiv pentru performanțele obținute de-a lungul anilor și laurat elevilor succes în activitatea școlară. 32 de ani de muncă care au fost rezultate deosebite de-a lungul anilor, în care cadrele didactice de liceu au pregătit generații cu care astăzi ne mândrim, mulți dintre ei sunt profesori ca și noi, cadre medicale, ingineri. Și în primul rând am reușit să plătim în acest liceu, să realizăm foarte mulți oameni și cu asta ne mândrim. Timp de câteva ore, sala de sport a liceului a găzduit un program atractiv, din care nu au lipsit muzica bună și scenetele de teatru. Doamna profesor, poate fi pedepsit cineva pentru lucrurile care le-a făcut? Nu! Atunci nu o să o pedepsiți pentru că nu mi-a făcut. Iar o să trimit nota 2 la matematică. Chiar nu înțeleg ce vreau să spun? Eu înțeleg, doamna profesoare, dar văd că dumneavoastră nu prea înțelegeți ce spun. Răspund două întrebări. Dacă nu știți să răspunzi, vei lua nota 2. Doamna profesoare, dar nu s-ar putea să puneți 10 întrebări? Este al doilea an în care Unitatea de Învățământ Giurgiuveană se mândrește cu o clasă cu profil sportiv, iar evenimentul de astăzi a fost un bun prilej pentru elevii sportivi să-și arate talentul și îndemânarea. Liceul Tehnologic Miron Nicolescu a fost înființat în 1978 ca urmare a nevoii de tehnicieni și muncitori calificați în domeniul chimiei și s-a transformat în liceu industrial după doar 3 ani de la înființare. În anul 1993, liceul primește numele matematicianului giurgiuvean Miron Nicolescu și pregătește elevi în 15 meserii acoperind 6 domenii: fizică, chimie, electrotehnică, informatică și matematică, limba română și biologie. Gracias.